Pace vă frați și surori, Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze pe toți cu putere de sus, cu credință, cu dragoste și cu tot ceea ce este nevoie ca să strângem cât mai multe roade vrednice de pocăință. Vreau să vă mărturisesc că vreau să vă transmit un mesaj pe care l-am primit din partea Domnului nostru Iisus Hristos printr-o descoperire, prin Duhul sau Cel Sfânt, printr-o vedenie, dar înainte de toate vreau să mărturisesc din toată inima că Iisus Hristos este Domnul. Mărire lui în veci, El este acela tot puternic, este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și Regele Regilor. Vreau să vă mărturisesc că Domnul m-a înștiințat să anunț pe toți cei din jurul meu că pe lungul și latul pământului este îngăduit ca să vină o furtună foarte, foarte, foarte mare și puternică, dar atenție, nu este pe plan pământesc fizic, adică cineva să spună, vai, vine furtuna și mi-a -mi casa, mi-a mașina, mi-a masa, mi-a tot. Nu, nu, nu. Domnul îmi trăgea și îmi punea accentul și îmi atrăgea atenția pentru faptul că, zice, furtuna aceasta va fi pe plan spiritual pe plan duhovnicesc. În vedenie se făcea în felul următor. Se vedea că era ca și cum ar veni o livadă cu, pomi, cu mulți pomi și mai tineri și mai în vârstă. De deci se vedea după ei care erau mai tineri și mai în vârstă, dar ce m-am bucurat foarte, foarte mult era faptul că pomii aceștia, erau plini de frunze, erau verzi, erau plini de suc și verzi, erau plini de roade, de tot felul, dar la un moment dat am văzut că furtuna aceasta, care venea cu viteză mare, cu putere, a intrat peste livada aceasta și la un moment dat am văzut că livada a rămas, deci fiecare pom nu a mai avut frunze, toate roadele care erau în pom au căzut jos la pământ și vântul avea menirea să rupă, dacă putea, chiar pomii, să-i plece până atât cu coroana, să ajungă până să, se, să ajungă la pământ și ba mai mult, fie să se rupă de la trunchi, fie să, fie să se smulgă din pământ, să iasă cu rădăcină cu tot. Și am zis, Doamne, dar nu înțeleg, de ce e îngăduit să vină furtuna aceasta, Doamne, dar ce se întâmplă, ce avem noi de făcut? Și Duhul Domnului mi-a spus așa, Daniel, Mărturisește tuturor celor pe care tu i cunoști, și să se audă în lungul și în latul pământului, că este vremea ca fiecare să-și pună pe inima lui, să se apropie de mine mai mult ca oricând, cum nu s-a apropiat până acum niciodată. Și Domnul cerea așa: Primul lucru, atunci când noi ne trezim din patul în care noi dormim, să mărturisim din toată inima noastră că Iisus Hristos este Domnul. Al doilea lucru, să chemăm numele Domnului, sângele Lui să fie peste noi și casa noastră ca scut, ca protecție, ca dăpost împotriva diavolului și soi de drași aduc necurate. Al treilea lucru, să ne încredințăm trupul și sufletele noastre și viața noastră și soarta noastră în mâna Lui Dumnezeu. Și să rămânem în duh de rugăciune. Domnul ne-a cerut să stăm la locul de veche, să mijlocim Măcar cele de trei ori, măcar pe zi, dimineața, la mia și seara, să venim înaintea Domnului în duh de rugăciune, să-l chemăm în ajutorul nostru, să-i cerem să ne ajute ca furtuna aceasta să ne țină în picioare, să nu, ne, să nu ne pierdem roadele, să nu ne pierdem frunza, să nu ne pierdem seva, să nu fim dezrădăcinați ci să ne ajute Domnul să ne mărească mai mult rugăciunea, să fim mai credincioși și Dumnezeu să fie acela care să ne dea biruință în tot ceea ce privește viața aceasta pe pământul acesta pe plan spiritual. Pentru că vă spun, al minteri, furtuna aceasta va avea câștig de cauză în dreptul fiecărui credincios. Și ultimul lucru care l-a cerut Domnul a spus așa, veniți în vremea care stă înainte cel puțin cu o zi de jervă pe săptămână în care să-mi cereți și totodată să mulțumiți că eu sunt acela care am puterea să mustru furtuna. Ferice de toți acei care au primit acest mesaj și îl vor pune în practică în viața lor. Domnul Iisus Hristos să vă întărească, să vă binecuvinteze pe toți și să vă dea multă, multă binecuvântare. Mărturisesc este o vedenie tainică, mulți vor fi împotrivitori și vor spune că nu-i de la Domnul această lucrare. Dar Domnul a spus așa, Daniel, dacă cei pe care eu i-am îndemnat prin gura ta să facă lucrul acesta și nu-l vor face, să nu spună oare de ce nu ne mai putem ruga, Oare de ce nu mai putem cânta? Oare de ce nu ne mai atrage să mergem la biserică inima? Oare de ce nu mai putem să strângem roade vrednice de pocăință? De aceea, fiecare să-și dea silința în dreptul lui și în dreptul familiei lui să facă într-o tocmai ceea ce Duhul Domnului ne-a cerut, și veți vedea că cel ce-i viu în vecii vecilor, Creatorul nostru și Mântuitorul nostru, va fi de partea noastră și ne va da biruința. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu de atâtea ori, noi să ne facem datoria în dreptul nostru și Tatăl din Cer își va face datoria în dreptul nostru a fiecăruia după voia Lui. Și mă rog ca Tatăl din Cerul să vă binecuvinteze pe toți și Harul Lui, pacea Lui și binecuvântarea Lui să fie peste fiecare trup și suflet în parte. În numele Lui Iisus am spus această lucrare și mărturisesc din nou căci Iisus Hristos este Domnul. Amin, amin, amin.